Până copii, vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei. Predicând și vindecând textul de memorat, îl găsim în Isaia, capitolul 43, cu versetul 1 și o rugăm pe Samira să ne-l spună. Te chem pe nume, ești al meu. Mulțumim frumos, Samira! Într-o dimineață, pe când cerul dădea să se lumineze, Isus stătea în liniște în prezența tatălui său lângă Marea Galilee. El știa că în curând urmau să se adune mulțim de oameni care cereau să le vorbească. Aproape de el erau ucenicii care veniseră cu bărcile lor și erau ocupați să curețe plasele de pescuit. Erau descurajați pentru că nu prinseseră niciun pește toată noaptea. În timp ce pescuiau, ei vorbiseră despre Isus și despre faptul că liderii religioși nu îl plăceau. Acest lucru i-a descurajat și mai mult. Curând, au început să se strângă mulțimi de oameni. Pentru că tot mai mulți oameni încercau să se apropie de Isus, el a hotărât să urce în barca lui Simon Petru, a împins-o puțin în apă și le-a vorbit oamenilor din barcă. Astfel, toți îl puteau vedea și auzi mai bine. La mal se strânseseră tot felul de oameni. Acolo erau pescari, oameni bătrâni și tineri, bogați și săraci, educați și ignoranți, oameni bolnavi și chiar rabini, oameni din altele clase. Fiecare din ei auzea adevărul minunat de la Isus care le vorbea din barcă. Când a terminat de vorbit și oamenii au plecat, Isus i-a cerut lui Petru să ducă barca în larg unde era apa adâncă și să își arunce din nou plasa. Petru era pescar și poate a crezut că Isus nu știa prea multe despre pescuit. La urma urmei, el era întâmplar. Poate nu știa că noaptea era momentul cel mai bun de prins pești pe lac. Dar pentru că îl iubea pe Isus și dorea să îi facă pe plac, ce a făcut Petru? Haideți să ascultăm Luca, capitolul 5, cu versetul 5. Drept răspuns, Simon i-a zis, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar, la cuvântul tău, voi arunca mrejele. Gândește-te, îți vin în minte și alte ocazii în care Dumnezeu a poruncit să se facă ceva ce părea ciudat? Ce ziște Naaman, Ilie și Văduva, acel bolnav neajutorat de la scaldătoare. Simon Petru și fratele lui Andrei... Au ascultat de Isus. Curând barca lor era în larg și, din nou, și-au lăsat plasele în apă. Când cei de frați au încercat să tragă plasele înapoi în barcă, ei nu au putut. Erau atât de plină de pești încât barca lor nu îi putea susține. Ajutor! au strigat ei, făcându-le semn lui Iacov și Ioan, care erau în altă barcă. Iacov și Ioan s-au grăbit să îi ajute și au umplut amândouă bărcile cu pește. Ce a făcut Petru când a văzut ce s-a întâmplat? Luca 5 cu 8 Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și a zis, Doamne, pleacă de la mine, căci sunt un om păcătos. Petru îi spunea lui Isus să-l lase, dar în același timp se ținea strâns de picioarele lui. De fapt, el nu își dorea să fie vreodată de partea de Isus dar simțea că nu era suficient de bun pentru a fi unul din ajutoarele lui Isus. Ceilalți ucenici simțeau la fel. Ce a spus Isus lui Petru în timp ce îl privea iubitor? Luca 5 cu 9 și 10 Fiindcă îi apucase spaima pe el și pe toți cei ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră, tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedeu, tovarășii lui Simon, atunci Iisus i-a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. Acei ucenici erau pescari și până atunci ei lucraseră o mare parte a timpului, cum altfel ar fi avut suficienți bani pentru ei și familiile lor. Dar acum, prin acea minune de la pescuit, ei a știut că Isus putea să poartă de grijă tuturor nevoilor lor. Ce au făcut ei chiar în acea zi, Luca 5 cu 11. Ei au scos corăbile la mal, au lăsat totul și au mers după el. Gândește-te, la ce s-a referit Isus când a spus pescar de oameni? Voia să spună că Duhul Sfânt avea să îi folosească pentru a vorbi inimilor oamenilor și pentru a-i ajuta să creadă în Isus. Încă mai folosește el și astăzi oamenii în acest scop? Poate folosi chiar și copiii? Da. Poți enumera câteva moduri în care el te poate folosi și pe tine? Gândește-te! Capernaum era chiar la marginea Mării Galilei. Drumul principal pe care călătoreau oamenii spre a merge în alte țări trecea prin Capernaum, și călătorii se opreau acolo adesea pentru odihnă. Și Isus se oprea uneori acolo. Biblia? îl numește cetatea sa. La Capernaum, Isus se putea întâlni și vorbi cu tot felul de oameni din locuri îndepărtate. Mulți își aminteau lucrurile pe care le auziseră de la el și le spuneau și altora pretutindând pe unde mergeau. Deși Sinedrul încercase să îl oprească din a mai propovădui, tot mai mulți oameni îl urmau cu nerăbdare. Cât de diferit era el de toți învățătorilor. El vindeca oamenii bolnavi și răstea cuvinte de mângâiere. El explica simplu și clar despre Dumnezeu și legea sa. Într-un sabat, el vorbea unei mari mulțimi de oameni adunate la sinagoga din Capernaum. Ca de obicei, Oamenii ascultau în tăcere. Duhul Sfânt le impresiona mintea. Privind la fețele atât de diferite, Isus a știut ce gândea fiecare persoană. El a văzut că unii oameni credeau în el, și totodată a putut vedea că alții erau dezamăgiți când le explica despre împărăția pe care dorea el să le ofere. Dintr-o dată, oamenii au auzit un glas puternic. Haideți să ascultăm Luca. 4 cu 31 la 33. S-a coborât la Capernaum, cetatea din Galileea, și acolo învăța pe oameni în ziua Sabatului. Ei, uimiți de învățătura lui, pentru că vorbea cu putere, în sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare. Cine era acel bărbat? De ce se ridicase în așa mare grabă de la locul? Și de ce striga? Gândește-te, ori de câte ori ne adunăm împreună pentru a învăța de la Isus, este și satana acolo? Da. Cum putem fi siguri că îngerii noștri sunt aproape de noi, astfel încât satana să nu ne împiedice să ascultăm și să învățăm? Bărbatul care a venit alergând la Isus în acea zi în sinagoga din Capernaum, îl lăsase pe satana să îi controleze mintea. A început prin a face mici lucruri greșite despre care el credea că nu contează, dar curând a început să facă tot mai multe lucruri greșite până când a ajuns să asculte de Satana tot timpul. Acum, bărbatul nu se putea abține, dar ascultându-l pe Isus în acea zi, ceva în străfundul minții lui i-a spus că Isus îl putea ajuta. Dumnezeu nu îi îngăduise lui Satana să îi ia puterea de alegere. Acel bărbat dorea să fie liber de subdomnia lui Satana, dar Satana nu-l lăsa. Satana era furios pentru că Isus ajuta atât de mulți oameni să aleagă împărăția lui Dumnezeu, și el făcea tot ce putea pentru a-i păstra în împărăția lui. Ce a strigat bărbatul în timp ce se îndrepta grăbit spre Isus? Luca 4:34. Ah, ce avem noi de a face cu tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântul lui Dumnezeu. Isus a știut că satana îl împiedica pe bărbat să răstească cuvintele pe care dorea cu adevărat să le răstească. Satana știa că dacă Isus câștiga bătălia împotriva lui, el și îngerii săi cei răi avea să fie distruși în acele din urmă. Isus a rostit doar câteva cuvinte, dar toți, inclusiv satana, au descoperit curând cine era mai puternic Isus câștigase din nou. Acum chiar mai mulți oameni au auzit despre El datorită celor întâmplate în acea zi. Gândește-te, când alegem să-i aparținem lui Isus, suntem noi în siguranță față de satana? Cât de des ne ispitește satana? Cât de des alegem noi cui să ne supunem? Ești bucuros că tu îl alegi pe Isus? Și el este bucuros pentru că te iubește foarte mult și știe că satana să-ți facă rău. Când auzim că cineva suferă de o boală îngrozitoare precum cancerul, spunem, o, oh, nu, și ne pare foarte rău. În vremurile biblice, cea mai rea boală despre care știau toți era lepra. Nu exista niciun tratament și era o boală contagioasă. Asta înseamnă că se putea transmite de la un om la altul. Era îngrozitoare. Oamenii cu lepră arăta un grozitor. Pentru că trebuiau să stea departe de alți oameni, ei trebuiau să își părăsească familiile, prietenii și casa. Când se apropia cineva de ei, trebuia să strige, necurat, necurat, astfel încât oamenii să stea departe. Nimeni nu îndrăznea să îi atingă. Tot ce atingeau ei devenea necurat. Unul din cele mai neplăcute lucruri care se confrunta un lepros era că toți credeau că boala era o pedeapsă din partea lui Dumnezeu. Preoții îi învățau pe oameni că leproșii erau fără speranță. Lor nu le era milă de ei și nu îi ajutau. Ultimul lepros care fusese vindecat a fost Naaman și asta se întâmplase cu sute de ani înainte de nașterea lui Isus. Dar exista un lepros care auzise despre Isus și despre lucrurile minunate pe care le făcea el ajutând oamenii. El auzise că Isus nu alunga pe nimeni care mergea la el căutând ajutor. Avea să îl ajute Isus? Trebuia să afle. Când acel lepros a aflat că Isus predica unei mari mulțimi de oameni lângă lac, a mers acolo. Deși nu stătea foarte aproape, el putea auzi puțin din ce spunea Isus. Îl putea vedea pe Isus vindecând orbi, șchiopii, surzii și pe toți bolnavii. Gândește-te, a îndrăznit leprosul să se apropie de Isus? Avea să îl ajute Isus pe lepros? Pas cu pas, leprosul s-a apropiat tot mai mult. Dintr-o dată, cineva l-a observat. Un lepros, depărtează-te! Pe oamenii a cuprins panica și deodată toți s-au dat înapoi pentru a sta departe de el. Dar el a continuat să pășească spre Isus. Știa că Isus el putea vindeca dacă voia. Ce a făcut când a fost aproape de el? Haideți să ascultăm Marcu, capitolul 1, cu versetul 40. A venit la el un lepros care s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl urga și zicea: Dacă vrei, poți să mă cureți! Isus a privit spre sărmanul om, apoi s-a aplecat spre el. Probabil că cei din mulțime au rămas muți privind și ascultând. Leprosul a fost vindecat, el era vindecat. Oamenilor nu le venea să creadă. Apoi, le-au auzit pe Isus spunându-i celui vindecat ce trebuia să facă în continuare. Ce anume trebuia să facă? Haideți să ascultăm Marcu, capitolul 1, cu versetele 43 și 44. Isus i-a poruncit cu tot din adinsul, i-a spus să plece numai decât și a zis, vezi să nu spui nimic nimănui, ci tu te te, te arată preotului și adu -a pentru curățarea ta ce-a poruncit Moise ca mărturie pentru ei. Isus dorea ca preoții să vadă că omul fusese vindecat înainte de a afla că Isus îl vindecase. Dar cum putea bărbatul să nu spună nimic? El s-a întors grăbit și a ales șerța potrivită ca să o ducă la templu, dar nu putea să nu le spună celorlalți ce se întâmplase. La templu, proții care l-au examinat atent erau chiar cei care îi spuseseră cu mult timp în urmă că avea lepră. Acum trebuia să recunoască faptul că era vindecat. De acum, el se putea întoarce la familia lui. Din nou, se putea duce la sinagogă în fiecare sabat, la fel ca toți ceilalți. Leprosul vindecat nu a înțeles de ce Isus i-a cerut să nu spună nimănui ce le întâmplate. Probabil a crezut că Isus era smerit și modest. Dar Isus știa că dacă mulți leproși urmau să fie vindecați, acest lucru i-ar fi îndepărtat pe oameni. Mai mult, Mulți dintre leproși nu și-ar fi schimbat viața. Pentru că bărbatul vindecat a povestit acest lucru multor oameni, mulțimile din jurul lui Isus au devenit atât de numeroase încât el a trebuit să înceteze să mai ajute oamenii pentru o vreme, dar nu pentru mult timp. Gândește-te, lepra și păcatul se aseamănă Lepra ucide și păcatul ucide, nu e așa? Dar cel care a vindecat lepra ne poate ierta și ne poate lua păcatele, ne poate curăța inimile. Fiți binecuvântați să-L iubiți pe Isus atât de mult cum v-a iubit El pe voi. Doamnel cu voi!